să te văd și îmi place, dar poate ce am trăit în realitate sportul, nu-mi place să mă uit la ce a fost. Da, așa, la final, ca să tragem o concluzie, că așa se întâmplă întotdeauna, te-aș întreba dacă ai vreun regret pentru faptul că ai făcut sau n-ai făcut ceva. Există regrete în mintea ta? Are Daniela Silivaș regrete pentru ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Nu pot să spun că am vreun regret. Multă lume m-a întrebat dacă regret că nu am avut timp de copilărie. Dar pentru mine copilăria a fost în sală, cu fetele de la sală, cu colegele, și așa mi-am petrecut copilăria. Am avut un vis de a fi gimnastă, cea mai bună gimnastă din lume, și cu munca și, bineînțeles, cu ajutorul antrenorilor am realizat-o și n-am de ce să regret că nu am avut, cum se spune, copilărie normală. Și pe de altă parte, cea mai mare împlinire a ta, din punct de vedere profesional sau personal, care este? Profesional, să vă spun drept, este anul 87. Toți mă întreabă de 88 pentru că este olimpiada și am participat la numai la o olimpiadă. Dar anul 87 ne-a adus o mare bucurie pentru mine, câștigând europenele chiar la Moscova și câștigând echipa la Rotterdam. De aia ne amintim foarte mult. Am fost o echipă cea mai bună din lume și de asta mi-amintesc foarte mult. Și pe plan personal, familia, copiii, soțul,